Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Încercăm să deslușim astăzi realitățile economice dincolo de zgomotul pe care îl fac politicienii de la guvernare, zgomot care se manifestă și atunci când vine vorba de a-și lăuda singuri așa zisele realizări și când vine vorba de a se contrazice în legătură cu felul cum ar trebui să arate faimoasa rotație la guvernare. E o dublă provocare pentru noi, de fapt, pentru că felul în care se manifestă și performează ei influențează politicile publice și, deci, pe noi toți. Dar care politici publice? Care mari programe? Ce strategii pentru abordarea chestiunilor arzătoare? Despre asta discutăm în ediția de față cu Cristian Grosu, redactor șef, curs de guvernare. Bun venit în Piața Victoriei! Bine v-am găsit, mulțumesc! Începem de la toate polemicile astea din ultimele câteva zile, care par să se fi intensificat, Cristian Grosu, în legătură cu rotația. Și întrebarea mea este în ce măsură perturbă toate șicanele astea dintre PSD și PNL, perturbă actul de guvernare, ministerele, politicile din ministerele astea, la ce ar trebui să ne așteptăm? Cum ajungem noi la sfârșitul mai când se face rotația? Ele, orice gâlceavă de genul ăsta perturbă activitatea într-un minister. Gândiți-vă că un ministru nu mai are aceeași autoritate și aceeași forță de a-și impune un punct de vedere în momentul în care subordonații lui știu că s-ar putea să aibă numai 2 luni sau 3 luni în funcție. Sigur, dincolo de lucrurile astea, ar mai fi lucruri de construit în așa fel încât să avem o forță instituțională capabilă și să guverneze țara, dar și să vină cu soluții noi pentru o situație cu totul nouă, cum este suprapunerea acestor crize. Hai să ne imaginăm o clipă că nu se schimbă decât premierii, așa cum și-ar dori teoretic PSD-ul, păstrează anumite ministere, liberalii le păstrează pe ale lor, nu se face decât un schimb de prim-ministri. Poate funcționa în felul ăsta? Eu cred că da. În principiu poate să funcționeze. N-ar avea de ce să nu funcționeze, mai ales că nu am văzut mari deosebiri între viziunea, se spune așa, a PNL-ului și cea a PSD-ului. Sigur că ceea ce vedem acum la televizor e o sumă întreagă de negociere. Nu cunoaștem încă miza acestor negocieri. Dar cele două partide au ajuns să semene destul de mult, am impresia, nu? Și în filozofia lor politică și în felul în care se comportă la guvernare. Vezi sinecuri, vezi tolerarea unor situații și păstrarea încremenită în proiect a altor situații. Da, nu există prea mari deosebiri, pe de o parte. Pe de altă parte, asistăm și la festivalul ăsta al populismelor, cum a venit și a ieșit domnul Ciolacu și ne-a anunțat că va introduce impozitul pe cifra de afaceri, inclusiv la marile companii. Mie nu vine să cred că lucrurile astea pot să fie făcute. Asta înseamnă să dai o întreagă economie peste cap, înseamnă să te întorci la un sistem fiscal foarte rudimentar și de unde te aștepta să ne rafinăm puțin și maniera de colectare a taxelor și maniera de impozitare și o anumită echitate să vedem acolo unde vorbim de fiscalitate, facem pași înapoi. Eu sper totuși ca lucrurile astea să rămână în registrul ăsta al populismelor miuritice și al lucrurilor astea fără temei, care încearcă să se adreseze mai degrabă la ceea ce este mai rău și mai slab în om decât la ceea ce este bun și, într-adevăr, un material cu care să construiești. Apropo de suprataxarea asta și de colectarea de care pomeneați, se vrea, de fapt, o compensare a slabei colectări? Adică am decis că nu putem colecta cât trebuie și atunci punem niște taxe în plus ca să vină niște bani? Asta e filozofia? Oare? Cred că da. Toată lumea caută soluții pentru a aduna bani, știți, de la cine? De la cei care plătesc. Marea problemă a României e faptul că există foarte multă economie gri, economie la negru, muncă gri, muncă la negru.
nu mai ai de unde să scoți mai multe taxe atâta vreme cât tolerezi lucrul ăsta în, și în economie și în piața muncii. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu mă gândesc că autoritățile s-au resemnat să socotească această zonă gri din economie și din societate ca pe un, ca pe un debușeu, ca pe niște supape. Dacă lumea se descurcă, înseamnă că nu există o presiune socială, o tensiune socială și o presiune care să amenințe cumva guvernul, pacea socială și așa mai departe. E interesant că ideea asta vine de la Ciolacu, care ar trebui să devină prim-ministru. Înțeleg că este, își manifestă deja intențiile ca prim-ministru. Ministerul de Finanțe, pe de altă parte, ar trebui, conform protocolului, să treacă la liberali, chiar dacă PSD-iștii doresc să-l păstreze. Dar ultima semnătură o are totuși prim-ministru și atunci stau și mă întreb dacă nu cumva lucrul ăsta e aproape decis. Vine Ciolacu, PSD, ca prim-ministru, deci vom avea această taxare de care el vorbește. Lucrurile așa pot fi înțelese. De fapt, vorbește ceea ce, cel care acum, despre care noi acum știm că va fi primul ministru. Pentru că, cel puțin în momentul ăsta în vigoare, este acel pact de colaborare între PNL și PSD, care presupune că domnul Ciolacu ar urma să vină premier. Da, dacă el zice, cam la asta ar trebui să ne așteptăm. Dar eu n-a făcut încă nimeni o analiză de impact. Așa că apare un lider politic și are 5-6 inși în spate care se uită toți în cameră și tună și fulger și agită sabia. Astea sunt prostii. Aici trebuie făcută analiză de impact. Care este efectul pe economie? Nu cred că... Sper să nu se ajungă acolo. Facem un pas mai departe, Cristian Grosu, spre unde vom ajunge de fapt. Pentru că noi am văzut în acest an și ceva, nu? Și va fi un an și jumătate până la rotativa de la finele lui mai. Am văzut o sumă de politici sociale, prea puțin alt gen de politici. Deci PNL-ul, din punctul ăsta de vedere, s-a comportat mai mult ca un executant al ideilor PSD-ului, deși are prim-ministru în momentul de față. După ce o să se schimbe și chestia asta, la ce vom ajunge? Adică cum va arăta, de fapt, pentru încă un an și jumătate guvernarea? La ce ar trebui să ne așteptăm? Marea problemă în România în momentul ăsta este faptul că suntem în an preelectoral. Vine PSD-ul la putere, sau, mă rog, vine cu premierul și atunci va fi tentat să își aplice politicile cu care ne-am obișnuit de zeci de ani, mai degrabă de a arunca cu bani și nu de a, de a gestiona, de a administra țara sau de a iniția programe care într-adevăr să producă o valoare suplimentară. Bun, asta nu înseamnă că oamenii nu au nevoie de bani. În toată Europa se fac alocări cu caracter social, să spunem, și la energie, și în fața inflației, și așa mai departe. Chestiunea României este că se face la un mod foarte general și foarte puțin țintit, pe de o parte. Pe de altă parte, noi deja nu mai avem spațiu fiscal. România nu mai are prea mult spațiu fiscal să acorde deficit, să acorde ajutoarele specifice anilor electorali, fără să-și crească și mai mult deficitul. Eu vă dau un exemplu, uitați-vă, de exemplu. Anul trecut, bugetul, deci bugetul pe 2022, chiar ieri am publicat, chiar aseară, chiar astăzi dimineață, am publicat executarea bugetară pe 2022. Deficitul a rămas foarte mare, în ciuda încasărilor enorme, spectaculoase, față de anii precedenți. Și când spun spectaculoase, nu pot să nu mă gândesc ce a produs aceste încasări. Crizele. Inflația a ajutat foarte mult la buget și criza energetică. Prețurile mari din energie. Ori și inflația și prețurile mari din energie omoară economia. Ne mai vorbim de, de omul simplu, de cetățean. Da, și cu toate astea, deficitul bugetar nu a scăzut decât marginal.
filozofia noastră pare să fie că ne împrumutăm foarte mult și aici și PNL-ul înainte și PSD-ul, iată, prin Căciu de la finanțe, practică același lucru. Se împrumută de sume enorme, la dobânze enorme. E un cerc vicios, nu? Pentru că noi, în momentul în care pompăm toți banii ăștia cumva în consum, nu facem decât să alimentăm această lipsă de credibilitate a României, prin urmare dobânzile la care ne împrumutăm devin din ce în ce mai mari. Și cât mai poate continua chestia asta? În chestiunea împrumuturilor, a datorii care crește de la an la an, am ajuns deja la circa 145 de miliarde de euro datorie. În această chestiune, România stă față în față, de fapt, cu un paradox. Vedeți, noi avem o creștere economică de top în Uniunea Europeană. Avem una dintre cele mai mari creșteri economice. Cu toate astea, ne împrumutăm în acest moment cam cel mai scump. Ba chiar cel mai scump. Ca să vă dau un exemplu, în decembrie ne-am împrumutat la o dobândă de 7,2%, care era dublă față de media europeană, și încă ne-am împrumutat bine, pentru că în octombrie eram undeva la 9,5%. De unde vine această scumpire a creditului pentru România, creșterea costurilor de împrumut? Vine tocmai din aceste deficite, deficitul bugetar și deficitul de cont curent, găuri pe care practic guvernul, neținând cheltuielile sub control, trebuie să le acopere. Nu are altă șansă decât să se îndatoreze. Problema este că economia care vine din urmă să plătească aceste datorii funcționează după un model foarte prost, un model păgubos. Noi practic împrumutăm bani din afară, îi băgăm în consum. Consum înseamnă import. Noi producem prea puțin față de cât consumăm și atunci importăm. Banii pe care îi împrumutăm de afară trec pe la noi, își lasă dobânzile pe care trebuie să le plătim în anii care vin sau în zecile de ani care vin și apoi se întorc afară de unde au venit. Practic noi finanțăm producția altor state și mai ales când e vorba de importurile masive de alimente, de produse agricole, practic întreținem fermierii polonezi, unguri, cești sau de unde mai cumpărăm noi mâncare. Asta este marea problemă și asta este paradoxul. Avem o creștere economică mare, dar bazată pe consum. Ne împrumutăm foarte scump pentru că avem deficite foarte mari. Bun, iar apropo de unde se duc banii ăștia și de cheltuieli, ziceați scăpate de sub control. Nu știu dacă sunt atât de scăpate de sub control, de fapt, pentru că ele sunt programate, sunt plănuite. În momentul în care dai sporuri, în momentul în care dai tot felul de prime și cadouri, mă refer la salariații din sectorul de stat, în momentul în care creezi posturi pe bandă rulantă, multe dintre ele fără o argumentație în spate, știi unde se duc banii ăștia, alegi să se ducă acolo. Noi ceilalți stăm și ne uităm de pe margine și ne întrebăm oare de ce face asta, oare de ce e nevoie de atâtea posturi, oare de ce e nevoie de atât de salarii atât de mari, oare de ce e nevoie de atâtea sporuri și creșteri permanente. Dar pentru că nu se poate ieși, deci guvernanții noștri nu pot ieși din această logică a creșterii economice pe bază de consum. Ori în momentul în care... Dar nu fac cadouri fiecărui cetățean din România. Fac cadouri anumitor cetățenii României. Să vă dau cel mai simplu exemplu. Uitați că săptămâna trecută a fost 24 ianuarie. S-a făcut punte. Ziua de luni a fost punte. De ce? De fapt, este încurajat consumul. Mergeți, petreceți, cheltuiți și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu acea zi de luni? Copiii au trebuit să recupereze acea zi sâmbătă. Deci lunea nu s-a lucrat, atenție, nu era sărbătoare, era doar o punte. Dar în sâmbăta următoare au fost la școală ca să recupereze. Tot genul ăsta de bani aruncați în piață, cu conștiința că ei se vor duce în consum și cu situația pe masă, că acel consum se face din import, asta înseamnă creșterea României. Nu putem păcăli piețele de pe care ne împrumutăm de bani. Uitați, să vă dau un exemplu. Ieri, de exemplu,
Guvernul s-a mai împrumutat odată și este o premieră că într-o singură lună s-a împrumutat de două ori de pe piețele internaționale. S-a mai împrumutat odată la mijlocul lunii și odată ieri. În total, circa 6 miliarde de euro într-o singură lună, la care se mai adaugă împrumuturile pe care le-a făcut în luna ianuarie de pe piața internă. Însumate, împrumuturile din luna ianuarie 2023 fac undeva la 55 de miliarde de lei. Asta înseamnă cam o treime, cam 34-35% din necesarul de finanțare pe tot anul. Deci gândiți-vă că noi într-o singură lună am împrumutat 35% din necesarul de finanțare pe tot anul. Dobânzile sunt mari, e posibil să crească și mai mult. Dar banii ăștia cumva trebuie plătiți. Da, nu pare să intereseze foarte mult cine și când va plăti acești bani. Poate că ai zice, nici măcar nu e atât de important dacă banii ăștia s-ar duce în proiecte de dezvoltare pentru generațiile următoare, măcar să știe și ele pentru ce plătesc împrumuturile astea. Dar nu e cazul. Cum am zis, o bună parte din bani se duce în sectorul public sau într-o anumită parte mai precisă a sectorului public, unde niciodată nu știm dacă e nevoie. Estimările sunt și toată lumea e de acord că n-ar fi nevoie de atâția oameni și de atâtea salarii. Mai avem însă niște bani, Cristian Grosu, despre care ar trebui să vorbim. Cei din PNRR. Ministrul Boloș ne-a zis săptămâna trecută că stă și se uită la ei, guvernul, pentru că ei sunt toți depozitați în Banca Națională cu miliarde, cu miliardele și cu dobânzi pe măsură și nu se întâmplă nimic cu ei. De ce? Explicația primară era, păi știți, construcțiile încep mai la vară. Ține chestia asta? Da, explicația e logică. Nu numai noi, România, avem o problemă cu PNRR-ul. Cam toate statele au o problemă cu PNRR-ul, îndeoseb statele din statele foste comuniste. Noi nu reușim, în general, să avem bune rate de absorpție nici la din bugetul multianual al Uniunii Europene, cu atât mai greu ne este să avem capacitate instituțională de a absorbi din PNRR, acolo unde este contracronometru și unde este un marș foarte strâns. Nu doar România, ci și alte state au probleme de genul ăsta. Pe de altă parte, banii, da, au fost primiți pentru că s-au îndeplinit niște condiții, au fost parcați în conturile BNR, dar abia de acum urmează. Pentru că asta este și, haide să zic, dezavantajul pe care îl are PNRR-ul. Într-un stat, să spun, democratic și cu o economie cât de cât aliniată la niște principii, nu poți să urgentezi o licitație, o contestație, o și așa mai departe. Lucrurile astea tergiversează, pentru că sunt niște proceduri care nu sunt neapărat românești, sunt europene. Și atunci încep lucrările destul de târziu. Și atunci când vor veni primele facturi, atunci vor urma să intre acești bani și să se ducă în economie. Deocamdată nu s-au început lucrările. Marea problemă, că discutam din ori de împrumuturi și că discutam de absorpția fondurilor europene și aici la absorpție nu e doar, nu vorbim doar de banii ăia care se dau nerambursabili, nu, chiar credite, sigur, cu dobânzi preferențiale, cu dobânzi rezonabile. Este că România, timp de 6-7 ani, nu s-a dezvoltat și nu a adus pe masă proiecte de dezvoltare pe vremea când banii erau incredibil de ieftini. Vor mai trece decenii până când un stat să se poată împrumuta la dobânzile de acum 3, 4, 5, 7 ani. Acum ne împrumutăm la dobânzi de 3 ori mai mari. Lucrurile pe plan mondial arată destul de urât. BCE-ul mâine cel mai probabil va crește iarăși dobânda de referință. Fed-ul în America va crește iarăși dobânda de referință. Asta înseamnă scumpirea euro, scumpirea dolarilor și asta este o problemă și pentru statele din vest, cu atât mai mult pentru o țară ca România, care se împrumută la dobânzi duble,
pentru orice ar vrea ea să facă. Acum, da, poți să vii și să-ți faci autostrăzi. Le plătești, din perspectiva creditelor, dublu față de cât le-ai fi plătit în urmă cu șase. Lăsând la o parte creșterea costurilor la materialele de construcții, la mâna de lucru, găsirea oamenilor, nu, pe piața muncii care se fac asta, deci ai tot felul de costuri în plus. Exact, pentru că inflația se suprapune. Inflația în sine este o criză în momentul ăsta. Și ea se suprapune peste toate celelalte. Avem o imagine despre ce trebuie făcut cu prioritate cu banii ăștia? Adică ne e mai clar în momentul ăsta ce poate porni din PNRR? Proiecte sunt. Să știți că sunt. O să vedem la un moment dat dacă ele într-adevăr au fost fezabile sau nu. Da. Marea problemă e că atunci când un stat, într-un asemenea moment, și momentul este unul de inflexiune în toată Europa, toată lumea este, dar cu atât mai mult în Europa. Europa, dacă nu reușește să-și găsească drumul economic în următorii 3, 4, maxim 5 ani, va avea o foarte mare problemă de dependență strivită, practic, economic-comercial între Statele Unite și China. Europa încă nu reușește să devină o voce pentru că încă nu are o strategie. Înțeleg că mai vorbim și noi cu experți internaționali că se lucrează la o astfel de strategie europeană. Ei bine, într-un asemenea context de nouă strategie europeană de reinventare a economiei europene, România ar trebui de pe acum să-și găsească loc. Ce înseamnă să-și găsească loc? Rapid un plan de țară. Ce loc voi ocupa eu ca economie în economia europeană? Ce Hai voi să desfacem un pic în părțile componente povestea asta, ca să nu sune foarte general, pentru că au avut grijă politicienii să demonetizeze expresia asta și m-ar interesa ce înseamnă planul de țară adaptat momentului în care ne aflăm și, mă rog, cu privirea spre viitor de rigoare. Aici trebuie să te hotărăști ce rol vrei să ai, să te hotărăști în mod realist. Ce rol vrei să ai, să joci, ce rol vei putea juca în numai economie integrată europeană. Uitați-vă că apar industriile noi, industriile vers, apare industria bateriilor, apare industria mașinilor electrice. Ce vei face tu? Vei face baterii? Vei face mașini electrice? Vei face softurile la toate acestea? Sau vei face, ca până acum, în ultimii 25 de ani, tot manufactură? Mobilier, lon, nu textile. Lon industrial. Vin ceilalți cu materiile prime, aici doar le asamblează și le scot înapoi pe piața europeană sau pe piața mondială. Ori, odată ce te hotărăști ce oportunități ai și ce rol poți să joci, atunci poți să decizi să sprijini 3-4 ramuri economice în care să performezi. Uitați, eu vă dau un exemplu. E vechi, e poate cam simpluț, dar merită să reflectăm asupra lui. La integrarea în europeană, România a primit niște bani de agricultură și a decis ea, din capul locului, cum va folosi acei bani pentru dezvoltarea agriculturii. Polonezii au luat banii și au decis că vor să facă cele mai ieftine fructe din Uniunea Europeană. Mai ieftine decât ale italienilor din acel moment. Și le-a ieșit. Și de aia vedem merele poloneze pe toate rafturile din supermarketurile noastre. Ungurii au luat banii și au băgat în zootehnie. Ei s-au dus pe lapte, pe ouă, pe chestiuni de genul ăsta. Au vrut să aibă cea mai bună, cea mai convenabilă producție capacă. Și le-a ieșit. România a luat banii, a numărat persoanele din rural și le-a dat sub formă de plăți direct. Oamenii și-au luat banii, fiecare au avut jumătate de pogon sau un hectar sau cine știe cât, și au folosit în mare majoritate pentru plățile din gospodărie, curent, chibrituri sau ce mai agricultură de subsistență, nu cum ar veni, da. Exact.
Același lucru, și cu asta am încheiat exemplu, același lucru poate fi pus acum, în acest moment, din perspectiva noilor industrii din economia alta decât cea agricolă. Gândiți-vă că noi avem un mare potențial în IT, crește sectorul cu o viteză foarte mare. Avem încă potențial pe zona industrială, dar nu doar la nivelul de lon industrial. Nu. Companii și fabrici retehnologizate și aduse, ce spunem adineori, pentru baterii sau pentru mașini. Uitați-vă, de exemplu, marea fabrică pe care o construiesc nemții de la BMW la Debrețin. Bagă aproape 2 miliarde de euro acolo, timp în care, tot lângă Debrețin, Ungaria a mai făcut un deal cu China pentru cu Coreea de Sud pentru o fabrică de baterii. Păi acolo deja ungurii pot deveni în următorii foarte rapid, 3-4 ani, principalul producător de autovehicule electrice în Europa. Ne putem găsi. Noi avem o asemenea strategie, un asemenea plan. Asta vreau să întreb. Sunt șanse, realist vorbind, ca noi să proiectăm lucrurile astea înainte de finalul anului viitor, deci până la alegeri? De ce întreb asta? Pentru că în momentul în care vii cu planul ăsta de țară, presupun că trebuie să și faci niște ajustări și niște reforme și un alt flux de cheltuieli. Ori asta nu vrei să faci pentru că e an preelectoral și la anul an electoral. Și stau și mă întreb dacă nu cumva proiectul ăsta, planul de țară, o să fie așa, o să sune din vorbe, că toți politicienii o să vorbească despre ce ne dorim noi chipurile să facem, dar stau și mă întreb dacă realmente vor veni cu ceva concret și vor și pune în aplicare înainte de alegeri. Va fi foarte greu, sau cel puțin dacă se va face așa ceva, nu se va bate prea multă monedă în spațiu public, să știți, din cauza că lumea nu este sensibilă la așa ceva, vom auzi tot felul de parascovenii, populisme de toată mâna și... Păi nu, da, nici să n-auzim că sunt tigrii, noi tigri ai Europei și că în toată lumea scade, noi avem creștere economică, ce să vezi. Creștere economică pe care ți-a explicat foarte bine mai devreme, de fapt, cum o creăm și ce se duce, să risipește. Pe asta se va și merge. Cât de tari suntem noi și cum îi umilim noi pe alții la creștere economică și nimeni nu va arăta și partea cealaltă cât de scump ne împrumutăm din cauza modelului economic foarte, foarte păgubos. Continuăm discuția cu jurnalistul Cristian Grosu, redactor șef cursdeguvernare.ro, și ne uităm la banii ăștia pe care noi vorbeam că trebuie cheltuiți pentru aceste programe. Ne uităm și la planul de țară despre care am vorbit, dar trebuie să ne mai uităm la ceva, la decalajele fenomenale pe care le constatăm că există între zone ale României, între regiuni ale României. Și ai zice că fenomenul ăsta se diminuează de la un an la altul. Dar nu, aparent nu. Asta cum o abordăm și cum o redresăm? Bucureștiul devine din ce în ce mai mult polul producției și veniturilor din țara asta, plus alte două, trei, câteva zone, iar restul țării practic nu contează sub acest aspect. Asta este un simptom de țară subdezvoltată, ca toată pelteaua să se învârtă în capitală. Adevărul e că noi avem în interiorul granițelor vreo 3-4 țări, dacă nu cumva chiar 5. Diferența este enormă între București, care este cea mai București-Ilfov, care este cea mai dezvoltată și mai bogată zonă, și cea mai săracă zonă, regiunea de nord-est, cu exemplu clasic Vaslui. Este cam de 5 la 1 diferență. 5 la 1 înseamnă 3 straturi de țări, de niveluri de bunăstare. Sigur, tot acest calcul se face la paritatea puterii de cumpărare, dar PIB-ul per capita din București, la paritatea puterii de cumpărare, bate PIB-ul per capita din Berlin, din Madrid și din alte vestite orașe europene. Pe de altă parte, avem și cea mai slabă, cea mai săracă regiune din Europa, care este la noi și care este regiunea Nord-Est.
Acum. Apropo de asta, iertați-mă, săptămâna trecută președintele CJ de acolo, Horațiu Buzatu de la PSD, zicea, domnule, suntem acuzați că am sărăcit Vasluiu. Dar când a fost Vasluiu vreodată bogat? Cumva cred că e simptomatic. Asta reflectă mentalitatea acestor politicieni. Zonele astea au fost mereu subdezvoltate și prin urmare nu-i nimic de făcut. Ăsta e destinul lor, cumva, nu? Asta înțeleg eu. Și au fost ținute în subdezvoltare, pentru că știți că este o tactică politică și o strategie politică ca în anumite zone să menții gradul de dependență socială al oamenilor. Pe de altă parte, nici geografia nu-i ajută pe cei din nord-est României. Ar fi putut exista o soluție, dacă se făcea la timp, anume o autostradă între acea zonă, între Iași, de exemplu, și Târgu Mureș. Este ceea ce oamenii tot cer de niște ani, de niște zeci de ani. Asta pe care Cică noi am avea un proiect acum, nu? Mai ales cu PNRR-ul. Sigur, o avem. Să vedem cât din autostrada asta o să reușim să facem. Pentru că fără o infrastructură, acolo nu se poate avansa cu niciun pas. O excepție este Iașiul, care este un oraș universitar foarte puternic, numărul de studenți și de absolvenți este, cred că, cel mai mare din țară. E posibil să fie, dacă nu mă înșel, mai mare, poate și decât la Cluj. Și asta, într-un fel, i-a ținut cumva pe trendul ăsta de dezvoltare. Iașul devine, pas cu pas, are cea mai mare rată de dezvoltare a sectorului de IT. N-au avut autostrăzi, n-au avut infrastructură de transport. Atunci ei s-au adaptat cumva, așa cum au putut, către un sector economic care nu presupunea infrastructură de transport, nu presupunea stradă, asfalt și așa mai departe. Dar lucrul ăsta este numai la Iași. Pentru că, vedeți, o altă caracteristică a economiei și a răspândirii geografice a economiei românești este dezvoltarea în blană de leopard. Sunt niște puncte aici-colo care, într-adevăr, duduie. Până la un punct, acest lucru este firesc. Sunt centre de dezvoltare peste tot în Europa de vest, economiile dezvoltate, sunt centre de dezvoltare economică. Problema este că la noi aceste centre nu difuzează pe orizontal. Adică te-ai aștepta să vezi că în jurul reședinței de județ, unde se mai învârt niște bani, se mai deschid niște investiții, pe rază de 30 de kilometri încep să se mai miște niște lucruri. Adică alte afaceri care să susțină afacerile din centru economic, din centru de dezvoltare. La noi nu se întâmplă lucrul ăsta. Și eu cred că aici sunt două cauze, după părerea mea. E o părere bazată strict pe observația personală. Pe de o parte, noi am avut o infrastructură de transport și de suportare a navetei, forței de muncă către oraș, către investiție, dezastruoasă. Toate infrastructurile, toate sistemele, toate mecanismele astea de transport de navetă, la nivel local, sunt sub controlul mafiilor locale. Ăia nu au niciun interes să dezvolte ceva sau să investească ceva. Nu, pur și simplu storc de bani tot ce se poate stoarce. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, depopularea masivă din zona rurală, inclusiv din comunele limitrofe centrelor de dezvoltare economică. Concluzie, Cristian Grosu, avem șansa la o bună guvernare în adevăratul sens al cuvântului în perioada următoare, că mereu ne punem speranțele în începutul câte unui ciclu electoral. Dar asta e o chestie mai degrabă simbolică. Ne-au zis, de pildă, când au format această mare coaliție, că au nevoie de o majoritate solidă pentru a trece tot felul de proiecte. Și unele sensibile, și unele, cum să spun, de viitor, care n-au mai fost până acum adresate, că vin cu idei și au nevoie de majoritate pentru asta. Pare, mai avem un pic, de un an și ceva din acest ciclu electoral, nu s-a mișcat mai nimic. Ce se mișcă de fapt și în ce ritm se mișcă? Este acum majoritatea parlamentară copleșitoare. Nu e o noutate. Noi am mai avut-o în timpul USL-ului, am avut-o în timpul lui Liviu Dragnea. Că tot așa, parlamentul
coaliția de guvernare avea 70%. Puteau să treacă dacă vroiau absolut orice. Dar ce să treci? Deci dacă nu ai un plan, dacă nu ai o strategie și dacă nu, nu știu, grija față de responsabilitatea pe care o ai față de țară, față de economie, nu-ți stai pofta de mâncare și nu-ți provoacă insomnii, nu rămâi decât cu o majoritate care produce legi pe mize mărunte, de lapidări din astea mărunte și de țară de margini. Privind în viitor, nu știu ce sunt. Sunt aceiași oameni. Sau poate că nu sunt, nu mai e Liviu Dragnea, poate că nu mai e, nu știu, Tăricianu, nu mai e nu știu cine. Sunt alte fețe, dar sunt din aceeași paradigmă de logică politică. Eu sper din toată inima că momentul ăsta, suprapunerea asta de crize și mai ales presiunea pe care această situație o pune mai degrabă pe regiune și pe Uniunea Europeană, ar putea cumva să ne împingă, să ne tragă și pe noi, așa, cumva ca pe ultimul vagon. De ce? Pentru că România are nevoie de un astfel de imbold, fiindcă are un potențial enorm. Noi trebuie doar să ajungem cu lumea lucidă, cu oamenii luciți, cu cei care își dau seama ce se întâmplă și cum poate fi construită țara asta. Noi avem nevoie de masa asta critică, de inși care chiar cred că se poate face ceva. Și în rest, statul să-și facă treaba lui de stat, să facă infrastructura, să facă digitalizarea și, eventual, dacă reușește să-și facă un plan, să aibă acolo două, trei sectoare din economie pe care să le sprijine constant și foarte puternic, în așa fel încât acele sectoare să-și ia într-adevăr zborul și să devină competitive pe plan internațional, pentru că asta este problema. Toată lumea vede competiția în nivelul de afaceri. Sigur, există excepții, dar la modul general, nivelul de afaceri, există ideea asta că noi concurăm aici, noi între noi și firmele unele cu altele. Nu, de fapt, noi suntem într-o competiție cu state din Uniunea Europeană, cu economii din Uniunea Europeană, cu companii din Uniunea Europeană. Asta este, de fapt, marea problemă. Cristian Grosu, redactor șef Curs de Guvernare, mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.